spuneți goa și cum este obiceiul meu, salut în public cu șalom, pace, să fie numai bine în cazul comunităților noastre în România și în lume. Vreau să mă adresez ca să vă dau câteva informații privind activitatea conducerii executive a Federației în această perioadă destul de dificilă, când România se află sub Imperiul Stării de Urgență. Nu noi am decretat-o, ci președintele României, și acest decret a fost confirmat, validat, ratificat de Parlamentul României. Deci suntem și noi, ca toată lumea, sub semnalul acestor măsuri speciale pentru situația de urgență. În primul rând, pentru noi a fost o problemă mare ce facem cu activitățile religioase în sinagogă, în temple, care sunt, într-adevăr, locul unde se adună evrei pentru a-și face rugăciunile în colectiv, și atunci a trebuit să luăm o măsură. Prima măsură, nu se mai țin niciun fel de reuniuni în temple și sinagogi, nici religioase și nici nereligioase. Mai mult decât atât, pentru că nu vrem să întrerupem legătura între evreu și Dumnezeu, rabinii noștri ne învață cum să ne facem rugăciunile acasă, în contactul direct cu Hashem, cu cel de sus, care ne decide soarta. O măsură care a vizat iarăși activitatea noastră, cantinele rituale, acolo unde sunt, s-au suspendat activitatea, dar numai în cadrul servirii mesei în comun. Pentru că aceste colective de la cantinele rituale continuă să prepare mâncare, în primul rând pentru membrii comunității care fac parte din categoria asistați sociali. Programul se realizează prin Departamentul de Asistență Socială și Medicală. Și, în al doilea rând, membrii simpli, obișnuiți ai comunității, care doresc, pot comanda la cantinele rituale mese care să li se aducă acasă. Și este important că în comunitatea din București, în alte comunități ca Oradea, au luat ființă servicii de voluntari care se duc la casele membrilor comunității și aduc cele care lungează traiul zilnic. Este o măsură importantă. Noi am suspendat toate activitățile care aveau loc obișnuit în federație, în comunități, cu structurile respective. O mare problemă a fost sărbătoarea de Purim, a căzut tocmai la începutul stării de urgență, și ca tare nu a mai permis ținerea meselor de Purim, a spectacolelor de Purim. Singurul lucru care s-a realizat în sinagogi și temple, s-a citit Megilat Ester într-o formulă cât mai adecvată condițiilor acestora, fără multă lume, și, bineînțeles, am respectat în sinagogă regula, recomandarea făcută de Guvernul României să nu mai avem contacte directe, adică să se păstreze între oameni o distanță între 1-2 metri de fiecare. Deci dacă vin în templu cumva, atunci se așează la anumite distanțe ca să nu fie nicio influență. Sigur, nu e bine, nu putem să ne vedem, nu putem să realizăm aceste întâlniri comunitare care își aveau rolul lor.
aș aminti doar că am organizat așa la ultimul moment o manifestare, un simpozion dedicat lui Țicu Goldstein, un intelectual de frunte al evreilor din România contemporană, și atât am putut să facem în timpul coral, după care a încetat orice altă activitate. S-a stabilit activarea nucleului de criză. Este un sistem practicat în comunitățile evreiești din toată lumea, în Congresul Mondial Evreiesc, Congresul European. Și domnul secretar general Edi Kupferberg conduce acest nucleu de criză, care se întâlnește frecvent și ia deciziile cele mai bune. În esență, am suspendat ceea ce e activitatea religioasă, am suspendat întâlniri de diferite formule, dar folosim sfaturilor rabinilor noștri, de altfel prim rabinul Rafael Schaffer a deschis pe internet o convorbire permanentă cu enoriașii dormi să aplică regulile noastre religioase. Nu avem nici contacte internaționale, nici pe teren nu mai pleacă nimeni, doar dacă sunt probleme, ne sezizăm unii pe ceilalți. S-a stabilit o linie telefonică unde putem fi informați, respectiv nucleul acesta de criză, și mai mult decât atâta, există obligația pentru toate comunitățile să informeze Federația atunci când apar cazuri speciale de coronavirus. Până acum, vreau să vă informez, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, niciun membru al Comunităților Evreiești din România nu a fost atins de acest flagel. Noi sperăm că prin măsurile luate, reducerea contactelor umane, vom putea să ne înscrim în condiții normale în activitatea noastră federație. În orice caz, vreau să vă asigur, conducerea executivă formată din președinte, vicepreședinte și secretar general se află într-un contact permanent, telefonic sau pe calculator, și ne informăm asupra celor necesare. Deocamdată, serviciile de asistență socială și medicală funcționează normal și nu avem niciun fel de probleme speciale. Eu doresc să vă dau un mesaj de solidaritate și de optimism. Noi, poporul evreu, am trecut prin multe în lunga sa istorie și sigur că vom trece și noi prin această istorie a fenomenului coronavirus care este acum în lume, în pornit din China, în Europa. Har Domnului, în România nu are intensitatea celui din alte țări, cum ar fi Italia. În rest, vă rog, în calitatea mea de președinte, să vă înscrieți în măsurile stabilite de autoritățile publice în această perioadă de situație de urgență și ca atare cu speranța că vom traversa și această perioadă grea. Vă doresc sănătate multă tuturor și pentru că astăzi e vineri, ne apropiem de șabat, vă fac urarea tradițională de șabat, să ne fie bine la toți și să menținem contactul între noi așa cum se poate, iar în relația cu Dumnezeu să ne facem datoria ca fie ai poporului Israel de diferite condiții prin care am trecut. Shabbat shalom! La revedere!